Așa e regia astăzi. Eu nu dau flori de obicei. Nu dau flori de obicei. Dar se vede că ții buchetul ăla de parcă este o bâtă de baseball. Îi mai trimit mamei mele de 8 martie cu ajutorul unui coleg cu care am barter. Eu îi duc și el... Da? Și, dar astăzi trebuie să salutăm și să pupăm juriul care este compus și condus numai de sexy mămici. Diana Munteanu, Andreea Bănică și Ruxandra Luca de la Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Diana, ești prima să rămână. Bună dimineața! Mulțumesc frumos! Este pentru tine. Ce frumoase! Noi v-am, noi v-am ales să fiți juriul pentru... cel mai sexy tătic din România și ne scuze, Andreea, dar de ziua ta n-am știut ce să-ți luăm și ți-am luat o invitație la emisiune să conduci juriul ăsta. Ce drăguț sunteți voi astăzi, da, sper să conduc, să alegem cel mai sexy tătic, nu că Diana se uita mai devreme doar la bebeluși. Păi, și eu zic, băi, noi n-am mai să alegem tăticul, te lasă bebelușii în pace, în ianuarie că doar mănâncă. O să facem și cel mai... interesant bebeluș din România, să nu te apuci acum. Nu te apuca acum, că David e mare, nu mai gata. Cine are cel mai mare copil? Al meu are 10. Al meu are 10 ani jumătate. Deci, da. 10 ani și 5 luni. Da. 11 ani în aprilie. Luca, veterana. Și mai am și unul mic. Da. Și da. Diana? Și atât, la mine s-a încheiat. Și acum e rândul tău, Diana. Noi am făcut încă unul, e rândul tău. Și de la ce ne-am luat, că nu e cazul. Eu zic de mult. Să-i urăm toate cele bune. Diana, am uitat să spunem, este o gală dedicată ție. Vreți să te convingem să mai faci copii. Da. Fetelor, am mare rugăminte să fiți numai ochi și urechi. Atenție, nu e un concurs de frumusețe. Nu punctăm doar mușchiul, forma fizică, privirea. Punctăm pachetul întreg. Cum credeți că ar trebui să arate un tătic de 2019 într-o Românie ca asta cea de astăzi? Pachete, pachete, pachete. Nu, Andreea, asta spuneam. Să poată să stea și la coadă, da. Să poată să te scoată și la un drink atunci când copiii sunt plecați. Să schimbe scutece, să iubească mămica. Da, să-l spele la funduleț. Da, fii atent, nu pe bază de reproșuri, Andreea. Deci nu facem reproșuri acasă. Dar să știi că nu e un reproș. Dacă vrei, sună-l în direct să vezi ce face. Este cu bebelul mic și îl spală. Ba, da. Și ai mei sunt cu tatăl. Da? Confirm, da. Diana, te pupăm. Da, e ok. Chiar mă gândeam că sunt singur aici. Trebuie să-ți găsești unul liber. Da, da, normal. Concurenții în număr de 3, finaliștii de la cel mai sexy tătic din România, au venit și cu susținători mici, mari. Avem și un bebe de 4 luni, cred că este în... în cărucior acum, mestec o jucărie de pluș, nu e o problemă. Avem și toți am mestecat ceva. Avem și soțiile, pentru că ce să vezi, Andreea, soțiile, da. Iubitele, fostele soții, cum am avut zilele trecute. Da. Am avut o fostă soție ce și-a înscris fostul soț la cel mai sexy tătic din România. Au venit amândoi sau cum? El s-a calificat la cel mai fost sexy soț din România. Super. O să facem... Ia-o, Diana, e liber! Haideți să nu... Soțiile, vă spuneam, au venit în platou și o să le cunoaștem. Imediat ce o să facem cunoștință și cu cei trei finaliști. Avem probe pentru ei astăzi, avem premii pentru ei astăzi. Petrecem împreună o zi senzațională de sâmbătă. Nu cred că am mai făcut ediții în direct sâmbătă.